Salutare tuturor și bine v-am la un nou episod din Clash of Clans, desigur, acum o să pe pentru început, pentru că altceva nu avem ce să facem și cred că e cea mai specială episodul ăsta, bine am luat și Battle Pass-ul, cum, după cum am zis, am mai upgradat acum să face la maxim, dar cred că exigur, și am Shogun, și guna -o, 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 următoare din Battle Pass și acum tot ce aștept să aștept ziua de mine să atac să iau 200 de genul ca să pot și 15% Builder, după nu. 6 Warwick și Builder Boss, în care e cea mai bună. Bine, și aici am urile activate momentan. Și acum o să fac o chestie mai nebună, că dau 314 gemuri, au cât de multe pentru el champion. Ca după să n-am îndeajuns Dark, aoleu. Deci nu cred că am calculat-o bine. N-am ajuns Dark. 500 pentru 9000 de Dark. 500 și aoleu. Nu, 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 ceva nu ceva nu e regulă. Să sperăm că, aoleu, aoleu, deci este atac exemplar acum se după să vedem până la finalul videoului dacă chiar putem avansa să facem Royal Champion de 10. Nici lut mult, dar și bazăgă. U, ăsta asta e lut mult. Și pare, pare tot ok. Uitați aici, do trei de Deci pot să-l atac pe sus super ușor. Am învățat cum să atac pe electro, cât de bine pot. Și acum te doar să Mă duc pe unde cred că e cel mai bine. Bine, asta am învățat. Acum nu știu dacă e chiar corect sau coerent sau cum se mai zice în toate limbile acestea. Ca după să pot să fac și așa. Ca să și fac așa. Ca după să atac cum trebuie. Adică corect trebuie să atac. Oricum mă iau testele, stele super ușor. Chiar, chiar, cred că o să iau trei... 3... Da, 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 iau, iau super ușor trei stele. N-am cum să nu iau trei nu uitați da, e, e super ușor 3 stele și, na, da, mi s-a pus tot, am dat, sau nu iau 3 stele? Dar cred că, ce m-a bătut? Deci, bine, acum, cred că am jucat eu prost, dar chiar n-am nicio de ce m-a putut bate. Deci, tot ce m-a bătut a fost un inferno și, deci, nu, nu, nu înțeleg, deci, cred că de -am chiar 3, nici măcar 2 n-am luat. Așcat eu așa de prost. În fine, am dat gm am dat tot. Uh, este aici, nu mai ce să fac. At mai trebuie să dau un atac și o să iau și următorul. Dau direct așa cu cât mai... 7 minute, direct. Uh, nu unde te dau 7 minute pentru a da 11 și atac direct la Dark. Ca să pot să fac și eu 1 milion, 800, Deci trebuie să atac cea cu 5k Dark Elixir. 5k Dark Elixir și trebuie să dau un atac extrem de bun. toate 5K. Trebuie deci, unul destul de bun. Și poți să atac și bine. 2K. Trebuie unul cu 5K. Bine, mai e și bonusul. Deci, teoretic, tot ce aș lua acum ar fi bine. Dar nu știu ce bază aș putea să atac când a ajuns cât fără eroi. Și nu o să mai stau după eroi. Stă, e mult, 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 mult prea mult timp pentru eroi. Tot ce aș putea să dau un boost. Da, 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 cred că dau și un boost. Că nu am nimic. Unde este toate busturile tot, tot, tot. Nu, nu stai, nu așa, nu așa, nu așa, să folosesc un... Uh, am 3, rămân cu 2, bine, am și pe ăsta, am și am de toate, am 5, 5, am și 2 aici, dar, da dar da, păstrez pentru... Să Fac și dă să mă uit cu totul la Stone Slam, l-am făcut și de 3, am folosit o carte, dacă nu mă înșel. Bine, cartea primită de acum. Am și un Builder liber stai să pun și aici, să dau uh, remove la niște chestii până când se fac și eroi și tot. Nu știu cât stau, dar stai un pic. Episodul ăsta o să fie unul mai uh, frumos și o să fie titlul gen Royal Champion de 10. Uitați, Royal Champion, fac aici screen și să spun totul. Royal Champion de 10. E ceva super special. Și o spun și un thumbnail așa, deci chiar o să iau Royal Champion de pe și o să spun thumbnail de 10 și aia că e ceva destul. După maxez neapărat pe Queen prima dată, să fac de 40-50. După aia, ca după să fac și work de nu de 20, după fac și queen și de mai mare și după la final o să las Royal Champion, că o să trească, să atac destul de mult. Dar acum chiar trebuie să atac. Mai ales că trebuie să aștept. Nu știu, e destul de mult de așteptat, așa că dau și o primul pe aici. Halloween încă, încă nu e, încă e, încă e, pardon. O să dăm și un atac aici, destul de bun, să vedem cum atacăm, chiar dacă nu am nevoie de nimic. Dar totuși, de când încerc să fac și beta mașină de 30, pentru a putea lua al șaselea builder. După ce au al șaselea builder sau al doilea builder pe baza asta, o să fie extrem de bine că o să pot să abrade și defensuri și pe braza principală, în sfârșit să pun și la defensuri. Ca să nu mă bat orice om. Nu mă las să dau în față, da. Deci, nu, nu, așa mă, așa. Bun, aici chiar la Și e rosterul, rosterul e încă în viață. Da, deci o să iau procentaj foarte mic. Sau, cred că aș putea să iau două stele. N-ai ucilesc de OP. În anumite sync sau cum se zice Dar nu, a rămas și Arcele cu foarte în viață Am luat doar 100 44% nici măcar am luat tarot de 50% Din păcate așa se mai șoacă, doar am așteptat puțin să mai treacă timpul 4 minute, la 20 de minute într-un atac, 4 minute Bine, am dat și 11 de mark degeaba, nu mai așteptam să dau și boost Ce să atac, cred că dacă nu mă înșel, aș putea teoretic să-mi atrag o dată, chiar când am dat testele acolo, nu știu unde e partea în care am găsit Că n-am dat mai devreme abilitate la Warden Chiar te să fac și Warden-ul, că ai costat 4.500 momentan Bine, că n-am boost-urile la 20% peste tot Mai trebuie să frumucească destul de mult Și la final e tot piratul, Dar cartea de eroi După dau de cartea pe... Ok, o să dau de cartea pe... Royal Champion, cost 1 milion Nu, 189.000 de like. Încă 3 minute, a, 3 minute, nu 3 minute, în, da, 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 m-am prins, m-am prins, nu 15 costă mult prea mult sau 7, încă un minut, cred că mai dau un atac aici și l-am pierdut, deci dacă luam 50% puteam să câștig cât de cât și aici aș putea să le iau pe partea de jos chiar și aș putea să iau și mult, poate hai să se cer că o să dau 3 stele, cred în mine și cred că o să dau 3 stele la această bază, adică sper mai mult, dar totuși. Știi cum se spune? Trebuie să reușești în viață. Direct. Dacă, mă, dacă nu mă înșel, parcă... Nu, nu, baza asta nu e la fel. Dar e o bază în care aceste case sunt foarte spuse, încât ai putea să le distrugi cu naiviciurile. Bine, trebuie să fie de la level și ăsta de șase ambele. Ăsta abia e nou, că abia și-a pus și air defense sau cum se cheamă. Da, o să mi se distrugă battle machine-ul, așa -i? Da, cum să nu. Trebuie să-l și mai mult. Dar noi ai stau în spate și se mișcă foarte încet și asta e singura problemă. Că altfel, acum mi-ar fi supraviețuit Battle Machine-ul. Dar totuși, rostul ăla e acolo foarte, foarte, foarte prost. Hai că el rămâne în viață și o să-mi distrugă tot, tot, tot. Nici nu știu dacă o să au două stele, nu o să au două stele, desigur. Sau bada, 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 o să iau că e fix aici ultimul n în viață. 7-7%. Eu zic că e de ajuns două stele foarte bun. și mi-a dat adversarul, mi-a dat cât? 60%? Uf, uh. Hai că o să ne uităm și cum a atacat el. uita ne mai uităm și la atac, o să vedem dacă e bune sau nu. Da, pare bun. Dăm de cu 4, hai că dau cu 1. Nu 1 din 2, 1, normal. Și a atacat destul, destul de bine, zic eu. Bine, și mult mortarul și... Unele dintre defensuri nu sunt atât de abrădat. Dar rostul la face minuni prea multe. Și ar și în viață. Bine, betul mașinul de 10. Bomba aia mare a fost acolo perfectă. După aici eu dă asta îl împinge înspre... Deci nu știu cum se cheamă la. Dar l am împins extrem de bine. Și acum dăm crusher. Și dă destul de bine. Ar trebui să am, să upgradez double cannon. -ul. Le le-am ajutat enorm de mult. Double cannon le prea prea OP. Și trebuie să le upgradez cât mai mult. Dar de deocamdată n-am destul gold. Că de trebuie să fac și multi mortarul. Și la vă l-au și mega tesla. Uitați cannon Double cannon Giant cannon Și roster -ul. Și acum rămâne între crusher. Și crusher distruge tot ca și cu pe am tot de 6 și da. Acum o să atac și normal, mai am un minut, dau 6 gemuri direct, nu contează nimic, ok, după mai joc am dat și boost și să zicem, 5.000, asta e o bază destul de ok, dacă nu, dacă nu iau 3, nu știu, nu mai mă joc Clash of Clans, nu, glumesc, glumesc, desigur că nu iau eu 3, că nu sunt atât de bun. Dar totuși, îmi permis și o să glumesc cu dăstea. Nu? Da, da, cum să nu. Ne permitem, frate, aici, cum să nu. Uite că l-am dat foarte prost, frate. Așa, bun. Așa, bun. A, tot prost l-am dat. Dar nu știu de ce pare că l-am dat prost, când pare că l-am dat bine chiar. După dăm și această abilitate la Warden ca să supraviețesc cât mai mult și l-am dat cât mai prost, desigur că așa joc eu foarte, foarte bine, adică, hai că bine. Dacă că l dau pe prost pe față și zic că joc bine. Deci, măcar două stele am luat. Și mi s-a dus, deci uitați cât de bun e Royal Champion, -ul. că nu s-a dus, mai avea și puțină viață. Măcar am luat cât a trebuit pentru, uitați, am luat și ce, și mult și la... de la ligă. Așa că, bun. Da, boost. Bun, ai cât 700 de gemuri asta, la Cartea, gata. Asta e Royal Champion de level 10. Deci, Pe că la episodul și ne vedem data viitoare la un alt episod. Dar și unul stai să mai fac niște pereți. Deci stai să fac niște pereți asta mă costă tot pe iti, din cauza că e un ăsta mic. Bum, bum, așa mă frate, că mă costa mult prea mult. Stai să fac și cea de power mai mic. Hai că de ăsta mai mic de... Ce costă puțin mai puțin. Puțin mai puțin. Hai că fac și asta de 2 zile, 16, să fac și eu măcar ăsta, de defensurile. Sper că a episodul și ne vedem data viitoare la următoare episod din Clash of Clans.